Primăria Alexandru cel Bun, prin primarul Ion Rotaru, a inițiat o campanie de ajutor pentru familiile nevoiașe care nu au locuințe. Astfel, s-a cumpărat o clădire în zona Vădurele, unde deja s-au demarat lucrări pentru amenajarea a 5 apartamente. Acestea urmează să fie racordate și la utilități. Am făcut o hotărâre de Consiliu Local, odată cu repartizarea bugetului, să cumpărăm o clădire, să o reabilităm pentru persoane cu probleme familiare. Vrem să finalizăm această acțiune în cursul acestui an, să le recompartimentăm, să le aducem la starea în care să poată fi înlocuite. O să aibă bucătărie, o să aibă două camere, unii o să aibă chiar trei camere și o să facem încă o locuință de necesitate, în caz de la un cetățean ia foc casa și n-au să stea o perioadă de timp. Împreună cu protecția copilului, primarul comunei Alexandru cel Bun își dorește să ajute în special mamele cu mulți copii. Momentan, unul dintre cele 5 apartamente este deja locuit. Vor fi 5 apartamente, destul de mari, în jur de 60 de metri pătrați. O să aibă apă, o să aibă energie electrică, o să aibă condiții destul de bune, mai bune decât au acum în stadiul în care locuiesc. Avem o familie care e mutată, așa, și cât de repede știu eu, împreună și cu cei de la protecția copiilor, la Piatra Neamț, ei să vină cu vreo 1000 de euro, cu unele materiale pentru a finalica ceva, conductori electrici, uși, o sobe, noi punând restul, vreo 100 și ceva de milioane. Investiția totală pentru reabilitarea locuințelor este de aproximativ 1 miliard de lei. Chiriașii vor plăti 50 de lei pe lună plus utilități. Aici ai camera la Fetin. Unde dorm fetele? Nu am mai făcut să mai fac față, s-au fost plecate. Deci e camera unde dorm fetele. Câte fete sunt? Două, cu una o am la cămin, cea mai mică, săptămânal. Aici ai bucătăria, unde Fetin. Polul și camera la mămica e închisă, că el nu stă acasă și-o pus la căpeușă. Iar în ochii ei se citește mulțumirea. Este săracă și plină de griji, dar aici a găsit liniștea ei și a copiilor. Doamne, de când sunteți aici? Aveam 8 luni, 9 luni. Și cum e? Noiembrie suntem, e bine, e frumos. Cum vi se pare această decizie? Bine, știi, bine. Aveați unde să stați înainte? Am avut, stat în colonii, la blocuri. Și condițiile de aici cum sunt? Sunt mai bune față de acolo. Foarte bune. Acolo erau gândași, erau de cel. Apartamentele au bucătărie și baie, urmând ca în cel mai scurt timp să fie racordate la apă și gaz.